Poți să oprești și asta, te rog. Ce? Să oprești și eu muzica, te rog. De ce? Nimic. Hai, mă, stai aici. Zice! Nu mai suport! Nu mai suport! Sunt jegos, murdar, transpirat. Toți jegoși ăștia vrea ceva de la mine. Cine vrea ceva? Nu știu, bă, vine unul la mine, un tupei, puta ce tupeu. Stai, cum îi zice? Prințul. Prințul, că e plin de prinți aici, de țări, de flori. În șatra asta n-am vrut să-și ofere serviciile. Au să-mi ofere mie serviciile lui. Că face orice pentru noi. Doamne ferește. Și? Nu l-ai șutuit că... N-am chef. Sifonai, băieți. Bă, dacă e după mine, ies acum afară și iau la șuturi pe toți, la câți nervi am de pe aștept. Da. Dar cu cine acționăm și noi? L-ai dat pe cap pe jegosul ăla, pe pușcăriașul ăla de... Armand, bă, bă, e clar, tu nu te prinzi, mă. Mă, Cosmin ăsta are niște chestii mișto, de care noi trebuie să ne folosim ca să ne fie bine, mă. Ha? Tu nu mai ai încredere în părerea lui tatu? Bă, tu crezi că eu am alvit de prost, așa? Uite ceasul. Da. Fie, Armando, tata, eu îi dau credit lui Cosmin. Și aștept să o faci și tu. Dar, Armando, de data asta, fără greșeală, te calmezi. Eu știu că tu nu poți să stai așa pe uscat. Dar o să fie timp și de acțiune. Când? O să fie timp și de acțiune. Vezi că trebuie să ne întâlnim cu ăsta, cu zitarul ăsta. Ci că îi place cartea, mă. Ăsta citește? Da. Pop cu dame. Dar mai mult dame, că el e așa, mai băiețo. Măi, de la un rog. Ăștia am văzut o grămadă. Mi-era frică, acum trebuia să mă bat și cu ăștia, cu bibliotecar de ăștia. Hai, lasă, hai, spalte pe mâini că trebuie să mă. Una peste alta, mie îmi zici când mergem să luăm, îl luăm, îl iau frumos și gata. Treci la duș. Auzi, Breda, dacă tot avem invitați, pune și noi o muzică mai săltăreață, că fraierul ăsta oricum nu înțelege ce cântă mortul ăla. Armando? Ha? E bine. Nu-ți place mortul ăsta? Taci. Mortul ăsta este unul din cei mai buni prieteni ai mei. Dacă nu vrei să-l auzi, bagă șervețele în urechi. Fă, ce faci, păi, puiul ăsta înaintea mea să mănânci? Ha? Ia-o pe-a mea dacă vrei. Bă, dar ce băiat bun ești tu. Hai, hai, gata, 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 gata. Hai, mâncați-l, Lili, hai. Ne așteaptă o seară, gata. Să-l mâna, domnule. Să fie primită pomana. Ia paharul ăla și vină mai. Avem ceva de vorbit. Am ceva pentru tine în seara asta. Orice pentru mă tale. Cum stai cu șofatul? Păi pentru asta m-au intrat la facultate. Cursă de mașini? Și asta, dar pe mine m-au băgat pentru trafic de mașini. Ia, hai sus. Stai drept. Drept, 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 drept. În seara asta ești în stare să faci pe bodyguardul meu? Da. Nu întrebi unde și de ce? Dacă domnul zice să sar, îmi întreb cât de sus.
Bună seara tuti. Bună seara, poftiți, intrați. Luați loc. Grazie. Serviți ceva? No, sec. Am auzit de numele lumea tale. Ce vânt te aduce pe aici, săraca patrie? Vorba aia, fie pâinea cât de rea. Tocmai până e la mine, nu? În o grada ta. Am fost și eu la școală. Foarte bine ai făcut. Școala face oameni de caracter. Depinde de care școală vorbim. Aia pe care o știm doar noi doi. E Armando Fimiu, Cosmin șofer. Puțin române a ajuns unde ești, matale. A, vorbe, zvonuri. Am avut noroc. Am muncit cu mintea. Inima și Santa Madonna m-a făcut ce sunt. Pe mine tupeu, Dumnezeu nu are nicio treabă. Învață de la mine asta. E simpatic. Și matale. Mersi. Vezi, mă, băiatule, vremurile se mai schimbă. Lumea merge înainte. Țările se sparg, banii se adună. Iar noi, ca doi băieți deștepți ce suntem, în pas cu ea, cu lumea. Auzi, bre? Aici lucrurile se schimbă doar când vrea mușchine. Băi, căpățul nostru, vezi că vorbești cu domnul Luciano, nu cu fraierii tăi, ai înțeles? Liniștește-o pe asta mică. Cine faci tu, asta mică? Bă, dă-mi drum! Bă, 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 bă! Te joc în picioare! Te joc în picioare, dă-mi drum! Bă, te distrug! Dă-mi drum! Bă, dă-mi drum! Crede în Luciano. Matale, poate crezi că eu am un lanț de buticuri de blugi și vrei să investești în ele. Nu, nu, nu. Nu vreau să investesc. Vreau să cumpăr. Nu că eu am înțeles, dar matale, n-ai înțeles cu ce mă ocup eu. Eu protejez tot ce mișcă în București. Eu primesc taxe de protecție ca să am grijă de ei ca de bebeluși. Înțelegi, nu? Taie niște zerouri și poate ne înțelege. Ce faci, prima ta, le negociezi cu mine? Adică tu negociezi cu mine acum, ce faci? Ai bani ăștia, stăm de vorbă, n-ai bani nici afară, hai! O să-mi placă de tine de mori. Da, poate facem o carte împreună. Odată și odată. Dacă câștigi, o să-mi facă mare plăcere să-ți dau ceva de lucru. Dar drag cu sămânță, domnii și matale, bre. Crezi că eu nu știu cine ești, he?
Non c'è persona a me che conosci. Păi, zi-l lui Luciano ăsta al vostru că dacă vă mai prind pe aici, vă bag în dâmbuviță. Hai, ieși! Am înțeles. Bă, tată, eu nu înțeleg un singur lucru. De ce trebuie să cumpărăm noi afacerea de la ăștia și nu o luăm pur și simplu? Pentru că e prea bine închipt acolo. Dacă intrăm așa pe felia lui, o să iasă cu scandal. Așa, și care e problema? Luăm câțiva băieți, iradem după fața pământului, trece la putere, nu? Marius Cuțitaru e cunoscut pentru câinii lui de pază. A curs mult sânge când a intrat el pe afacerea asta. Ce torci mă mașina, că iau eu câtul ăla. Da, bă, tată, bă, că dacă mă lăsai pe mine să-l omor acolo, nu mai ajungeam aici. Lăsa-mi, erai tu mort acum, fără să-ți facă nimic. Ai înțeles, mă, idiotule? Da, gata, dăm drumul. Gata, gata. Erau prea mult și erau prea bine la urmă. Și acum ce facem? Așteptăm ca fraierii să ne atace el primul? Nu. Ne găsim punctul slab și-l atacăm acolo. Iartă-mă, domnule. Nu era treaba mea. Bă, bă, te pocnesc? Armando. Ăsta gândește, bă. Nu ca tine. Gândește, bă, dracu. Mai învață și tu. Gândește. Hai, mă, du-te, că oricum ai ajuns prea târziu, s-a rezolvat tot. Ia lasă-mă, ia lasă-mă puțin. Că tot avem de aflat o grămadă chestii despre Marius Cuțitaru ăsta și noi încă nu... Ia zi. Păi, ce să zic așa, că eu nu știu ce vă interesează. Marius Cuțitaru ăsta are o slăbiciune? Aoleu. No, e o întrebare, nu e o constatare de afecțiune. Să știți că nu înțeleg exact, adică ce... Uh-huh. Adică dacă fumează mult, dacă bea până... Asta era cum fumează slăbiciunea asta, era! Elena, ce cuvinte folosiți, doamne! Care asta, băi? Bert, lucrează la circ, unde e? Nu, 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 are, are, are din asta, da. Are o... face astea... Nu prea are nici, prea are slăbiciune, așa. Nu, adică nu are niciuna, că e... E băiat deștept, așa, și acoperă urmele. N-are, îmi pare rău, n-are, nu știu niciuna eu. Ia, cară-te. Ești obosit. Ai căzut de la trapez. Am una, am una. Am, știu una, dar nu știu dacă e bună. Adică, el... El limbă o fată din asta care la ziare stă acolo și prezintă vremea în ziare, ne-a dezbrăcat așa. Și e îndrăgostit de aia, aia s-a fugit cu un fotbalist, s-a dus înapoi, l-a dus la fotbalist înapoi, după aia s-a dus înapoi, a venit fotbalistul și a luat-o și după aia el s-a dus la fotbalist și a venit și s-a certat fotbalistul acolo și după aia a venit. Vezi, Armando, dacă cazi în cap, ce pățești? Dacă te sforțezi un pic... Și îți transpiră creierul. Primești niște bani. Și fii atent. Eu nu plătesc decât atunci. Când chiar mă interesează ceva. Da, Meclem, doar. Hai, mută, Bobu, că-i târziu.
Ia zi-mă ce-i făcut. M-a întrebat și în casă și ți-am răspuns nimic. Și ți-am dat un mare timp în gură. Și eu ți-am zis ieși afară, acum, din camera mea, exact cu cuvintele astea. Bă, prostule, fii atent aici, dacă tata te acceptă asta, nu înseamnă că noi doi suntem frați. Tu ești un jec de la pușcărie, ai înțeles? Da, mă, asta e părerea ta, altceva? Altceva? E șmecheră, e vorbe, e jargoană, nu? Băi, de acum încolo, când eu vorbesc, tu te-aș asculti. Bă, eu ascult numai pe domnul, înțeles? Și numai dacă el îmi zice, te ascult și pe tine. Și nu-ți umfla venișoarele de la gât, că nu mă sperie, înțeles? Deloc. Auzi, bă, dacă îți dau eu doi puni în gură, îți dau toți dinții jos, ce zici? Ești foarte obosit. Și ar trebui să te pleci. Ce prostă loc. Ți-a căzut plăvalul, nu e mânduț. Uite, mă, iar mi-a pus asta flori în cam. Florea mea nevoie. Și că a murit. Mamă, ce nevoie. Dacă nu mă mor pe fraierul ăsta. Nici eu sunt fraierul ăsta. Și pe gât nimic. Ne zici că vin de la masaj. Clar nu-mi frică de tata. Dar nu te fac eu, mă, pe tine. Aoleu, mamă. Alo. Alo. Lasă-mă, mă, du-te, dracu, de aici, că mi-e somn. Hai, băiatul, sus. Soarele sus răsare, Armando sare. Bă, dar tu n-auzi, bă, tu chiar vrei să te... Aoleu, tu... Ce? Iartă-mă, tu, dar am crezut că ești Cosmin. Păi aia, unde-i Cosmin? Nu știu, că n-a dormit cu mine. Serios? Du și cheamă-l, caută-l. Băi, pușcăriașule, unde-i, mă? Băi! Bună dimineața! Iartă-mă, domnule, că am întâlnit. Am dat și eu de-un pat. Am dormit calem. Regina! Păi ce aștepți? Masa e gata? Da. E gata, hai. Începe să pui. Da. Vrem să și mâncăm, să și vorbim? Emilia. Gata? Mai am două farfurii și gata. Acum e gata? Gata, domnule. Voi doi începeți filajul la Marius Cuțitar. Vreau să știu ce face, cu cine, ce mănâncă, ce bea, ce cântă. Păi, dar n-a zis Steven ăla că e nebunit după murătura aia? Armando, tată. Noi ne bazăm numai pe noi. Eu pe mine, tu pe tine. Ai auzut? De tine n-a zis nimic. Hai, Armando, nu te mai chinui, tată. Hai, așează-te, să nu te prăbușești. Hai, să încercăm să aflăm tot de puțitarul ăsta. Ținem legătura? Păi, normal, vreau să știu și eu ce faceți, cum faceți, când veniți, când plecați. Am un control, nu? Un telefon? Păi, da, așa prost ești, mă. Cum să vorbim, mă, la telefon, nu ne ascultăști? Prost. Știi, Armand, cum să dea de mine, așa că... Am înțeles. Păi plecați așa pe burta goală? Dacă ajungeți acolo, ce faceți? Nu stați cu ochii pe omul, alergați după hamburgheri. Păi hai, băgați repede sub nas ceva. Și tu, Armando, ești chitit să pleci, la luptă. Păi, da, așa sub acoperire, cum ești acum.
Ia zi, mă. Ai dormit bine azi noapte? Băi, ceva? Mă doare capul și nu vreau să te bat de dimineață. Lasă-mă dreacu' în pace. Am înțeles, șef. Să trăiți. Auzi, mă? Dar unde ai învățat să bați tu așa? A? Că tu ai fost la pușcărie, nu la Academia de Poliție. Îmi plac filmele de acțiune. Băi, ești nebun. Dar ce caios ești, mă, tu. Mi-ai luat mișto. A? Am fost cu un gabăr pe cameră, mă. Ăla m-a învățat. Așa la te-a învățat așa, gratuit. Că ești tu băiat frumos. Arătarea, dracu. Da. Da? Eu cred că tu-ți bagi joc de mine. Tu poți să crezi ce vrei. Hai, uită-l pe fraier. Dă-i drumul după el. Ia, mă, pornește. Dă-i în de frumos. Uite-te în oglindă. Pune și centura. Centura ți-ai pus-o? Pleacă odată, prostule! Ușor, mă. Vezi că te-ai murdărit puțin de zahăr. Ce? Zahăr. Ai niște... Dă-i, du-te. Unde mai smuci, plăvane? Vrei dracu mașină, mă, știu! Deschide ușa! Deschide ușa pe mine! Deschide, mă, ușa! Bagă capul ăla mare jos! Mișcă-te mai încolo! Ce dracu ai făcut, mă? Ce dracu și conduc! Domn Cavaș, nu vă dați seama ce faceți! Dă-și dracu din gură de săracu, dracu! Mănânc. Unde mergem acum? Condu, mă, topitocule, vrei să-ți desenezi o hartă? Mănânc, Costelic. Mănânc? Ia zi, mă, cine e aia mică acum, mă? Cine e mai? Mică, mă, a? A? Hai, mă, odată, mă! Ce te-a apucat, mă? Judecă cu capul ăsta, mă! Cu ăsta, mă! Păi da, prieten, ai văzut cum vorbea cu noi? Noi suntem fraieri, noi suntem șmecheri. Trebuie să știe lumea că suntem șmecheri, nu? Dă-și dracu de-n gură! Păi da, dar nu-mi convine... Taci! Nu că... Lasă-mă să mă gândesc. Te-a văzut, mă, cineva când ai luat? Nu m-a văzut nimeni. Ia, domnul Încoa. Păi așa, bre, mai stăteam mult. Ia, vino-n coa, mă. Vino-n coa. Treci-n coa. Vino-n coa, ce? Treci-n coa. Pleacă dreacu de aici, mă, că mă descurc și sunt. Vino-n coa, stai pe loc, stai pe loc. Treci-n coa. Vino-n coa. Vino, mă, încoa. Ia zi, mă, mai ești tare în gură acum? Ha? Zi! Băi, dacă pățesc ceva, ați terminat-o cu viața. Oamenii mei mă caută deja. Ați înțeles? Ați terminat-o cu viața. Băi, căpățânosule, vezi lumina de la capătul tunelului? O vezi, mă? Vezi? Armando, termina. Plecă de aici. Mariuse. Ce le-am zis eu să facă și ce-au făcut ei? Ce v-am zis eu, mă, să faceți? Să aveți grijă de el, să nu-i se întâmple ceva, să se poată ocupa și el de business-urile lui, că e și el om important. Aici, la București, greșelile astea se plătește scump. Nu știu cum e de unde vii, matale, dar aici nu e așa. Știu. O să plătim tot. Oricum, mie nu-mi place să rămân dator. Bă, tata, stai așa un pic, că mie nu-mi convine. Cum adică să plătim noi? Păi ce suntem noi, fraieri? După ce că m-am chinuit să-l iau de acolo dintre gealații lui, fraierul ăsta n-a făcut nimic, nu m-a ajutat cu nimic? Taci din gură! Marius, eu am vrut să fac afaceri cu tine, afaceri. Nu să ne jucăm de-a mâncat-o cu olive. Dă-mi drumul că am amorțit și poate vă iert. Chiar mă ierți? Dacă-mi zis,
Dă drumul odată! Uite-te bine. Tu ești greșeala la băieții mei? Da. Vedeți, mă, că ne iartă. Ne iartă, mă! Eu nu cred că e idee bună să facem asta. Ne iartă, mă, că nici Dumnezeu, cât e El de Dumnezeu, nu iartă la nesfârșit. Băi, Armando, hai! Hai, ce faci, mă lași pe mine, hai! Dezleagă-l, că ai văzut, ne iartă? Hai, că am morțit omul aici. Hai, mă, îmi lași aici, hai, dezleagă-l. Omul ăsta chiar merită o miruire. Mă duc și singur la biserică, nu mă dă într-o omul dată. Merge singur la biserică, la... Domnule, hai. Domnul ăsta nu știe ce e mila. Nu e de bună, domnule. Vino tu cu zile. Lasă-l, îmi pace, gata!